Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip cu Brawl Stars, unde l-am învățat pe tatăl ciudat și strict să joace. Mai exact, l-am învățat să se ferească de anumiți brawleri, tricuri și multe altele. Așa că stai până la finalul acestui video pentru a vedea dacă tatăl strict s-a descurcat sau nu. Dar înainte, am o provocare pentru tine. Apasă pe like și pe subscribe cu codul, iar apoi scrie în comentarii am reușit pentru a avea șansa de a apărea în viitoarele mele videoclipuri. Iar acum vom ieși de la Brawl TV și haideți să-i dăm invite tatălui strict în party ca să-l învățăm să joace. Și avem aici și clubul strict, dar da, aici nu s-a mai întâmplat nimic dubios și nu mai e pur și simplu nimic suspect acolo, dar vă voi anunța imediat cum descoper ceva ciudat pe acest club strict. A, da, și vă recomand să vă uitați la primele două videouri cu tatăl strict dacă n-ați făcut-o până acum și dacă nu, intrați neapărat pe canal ca să le vedeți pe acelea mai întâi. Iar acum, haideți să-i dăm invite în party tatălui strict. Haideți să-l căutăm noi aici pe tatăl strict, unde o fi tatăl strict, și ia uitați-l chiar aici, care tocmai este într-un match. Hai să vedem ce face în acest match. Vreau sunt curios dacă el joacă mai bine sau mai prost. Uitați-l pe tatăl strict acolo cu Mortis. Haideți să vedem cum joacă el. Mai întâi, înainte să-l învățăm, vreau să văd mai întâi cum joacă el. S-o bat odată pe Rosa. Ce face tatăl strict acolo? Să moară tatăl strict, uitați-vă și voi. Ok, văd că fuge. Nu o să moară? Ce se întâmplă? Și tatăl strict a câștigat meciul, se pare. Ceea ce este destul de bine. Haideți să ieșim de aici. Vom da invite în party. Înainte să începem să-l învățăm, să-i spunem despre tricuri și multe altele, vom mai da un meci cu el ca să vedem care-i treaba. Să văd eu că nu am văzut doar sfârșitul meciului acelui. Trebuie să văd eu mai exact cum se joacă el. Are skill-ul acesta pe Mortis și se apropie de 1000 de trofee. N-am mai jucat chiar atât de mult. Haideți să vedem ce se întâmplă în acest meci. Și bineînțeles, dacă tatăl strict se va descurca și cum va juca. Așa că haideți să vedem. Haideți să vedem ce face tatăl strict cu Mortis. Dați neapărat un like și scrieți în comentarii dacă mai vreți videoclipuri cu tatăl ciudat și strict, care mai facem chestii cu el. Ignorați partea asta. Eu sunt foarte bun la joc. Doar ignorați partea aia. Am murit toți și doar tatăl strict a rămas în viață. Cum se poate așa ceva? Pare că nu prea știe ce face tatăl ăsta strict. Stă în buși, din câte observați și voi. Haideți să vedem ce va face. Deci este tatăl strict versus Viper și RT, doar că cred că va muri sau nu. Văd că știa așa un pic să se ferească de brawler, dar o să-l învățăm noi un pic mai multe. Și o bate pe Viper, din păcate nu a bătut-o, cred că RT a dat gadgetul sau ceva de genul acesta. Stai că din nou era să mor din nou, mă, ce? Tatăl strict e mai bun decât mine, ok, sunt sigur că nu. Hai să vedem ce se întâmplă aici, pentru că trebuie neapărat să câștigăm, doar că unde tatăl strict? Tatăl strict, unde ești? Ajută-mă, eu fericit sunt prins de păștia de pe aici. Adică, ce face tatăl strict? Ok. Tatăl strict a murit, pe bune. Trebuie să-l învățăm să joace neapărat. Trebuie să fie un jucător pro, tatăl ăsta strict. Vom începe să-i scriem aici în chat mai multe lucruri. Mai exact, vreau în primul rând să-l învăț să se ferească de brawler. Și cum vom face asta? Voi explica eu câteva lucruri în chat. Exact cum să se ferească. Ia apoi vom da un friendly battle ca să vedem dacă a înțeles și dacă chiar se ferește mai bine. Deci vom explica câteva lucruri în chat, iar după aia vom vedea dacă a înțeles. Și tatăl strict îmi zice că am fost slab. Ce, mă? I-am scris în primul și în primul rând că trebuie să-l învăț să joace Brawl Stars și că este prea slab. Hai să ne ce zice. Ce mi-a mai zis el aici? De la polul sud unde ți-e locul? Ce, mă? Gaga. Tatăl strict a devenit bebe? Mă, ce? Tatăl strict mă face idiot, mă. Bai, bai, nu. Rote, ba, ce, mă? I-am scris aici că să-l învăț să se ferească de brawleri în primul rând. Și i-am scris mai exact atunci când vezi că Piper, Brock sau orice al brawler de distanță trage către tine, tu te duci în cealaltă parte și tot așa încerci să-l păcălești. Adică zice că Brock trage către el, el se duce în cealaltă parte și tot așa, adică încearcă să-l păcălească. Îi scriem noi aici, hai să vedem dacă ai înțeles. Îi vom scrie aici să vedem dacă ai înțeles sau nu. Ce mi-a mai zis el aici? Dacă strângi 50 de like-uri, o să fac rank 30 pe Mortis. Bă, nu cred așa ceva. Tatăl strict să facă rank 30? Tatăl strict zice că a înțeles. Hai să vedem dacă chiar a înțeles sau nu. O să fac un friendly battle, eu o să-l iau pe Brock și o să încerc să-l nimeresc și să vedem cât de bine se ferește de mine. Am făcut chiar aici acest friendly battle și hai să vedem dacă tatăl strict chiar a înțeles
sau nu sunt în cadă. Ce mă? Vom da play pe această hartă de bounty goală și stați așa că am și uitat să-l iau pe Brock. Deci îl voi lua pe Brock și hai să vedem dacă Dallas Street se va feri de mine și dacă, mai exact, dacă a înțeles ce i-am explicat. Tocmai ce am intrat în match cu Dallas Street, ce este cât de bine se ferește. Totuși l-a luat pe Mortis, deci o să se poată feri un pic mai bine. O să fie mai multe șanse pentru el. Haideți să vedem, ok. O să trag direct către el, haideți să vedem. L-am nimerit odată, dar a cam înțeles care-i treaba. Stai, bă, nici eu nu-l nimeresc, bă, care-i treaba. Băi, băi, alo. Ok, 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 ce face, mă? Ok. Tatăle strict? M-a bătut. Hai să mai vedem încă o dată. Vom trage către el. Nu înțeleg ce vrea să facă. Chiar nu înțeleg, nu prea înțeleg ce vrea să facă tatăl ăsta strict. Presupun că într-un fel a înțeles. Abar nu am. L-am nimerit din nou. O să mai dăm o rundă în care va lua un alt brawler, să zic, nu știu, Shelly sau ceva de genul acesta. El dacă joacă cu Mortis are mai multe șanse, pentru că dacă el trage se poate feri mult mai ușor. Deci o să mai dăm o rundă în care ia un brawler, spre exemplu Shelly. Haideți să vedem dacă Tatăl Strict a înțeles mai bine. Adică mai exact acum el a luat-o pe Shelly ca să vedem că cu Mortis el are mai multe șanse. Dacă trage se poate feri mai bine. Așa că hai să vedem cum stă treaba. Primul hit l-am nimerit, dar văd că se duce dintr-o parte în alta, ceea ce este foarte bine și presupun că a înțeles. Hai să vedem. Ok, el se duce dintr-o parte în alta și încearcă să mă păcălească ca să nu-l nimerez. Dar văd că acum stă pe loc. Ce face, mă, Tatăl ăsta strict? Ok, l-am nimerit odată, dar văd că cam stă pe loc. Tatăl strict? Ok, nu, habar n-am ce vrea să facă Tatăl ăsta strict, dar presupun că într-un fel el a înțeles, pentru că s-a ferit așa un pic. L-am nimerit. Ia, dar dacă mă bag pe modul turbo, probabil că-l nimeresc. Ok, nu. Modul turbo? Nici eu nu știu ce am zis aici, dar se cam apropie de mine. Ce face, mă? Păi... Nu, chiar nu știu ce va să facă Tatăl ăsta strict, dar presupun că într-un fel a înțeles ce am vrut să zic. Așa că să trecem la următorul lucru care îl voi învăța și mai exact va fi să dea trick pe Brawl Ball. Adică el în loc să dea cu mingea brusimul în poartă, e bine să facă un trick, mingea să ricoșeze, iar apoi să se ducă în poartă. Asta îl voi învăța acum. I-am explicat aici Tatăl Strict care-i faza, mai exact i-am spus așa. În loc să bagi pur și simplu mingea în poartă, trage într-un perete care este în fața porții sau lângă, în așa fel încât mingea să ricoșeze în poartă și să dai gol. Și îmi zice, ești noob. Ce, mă? Tocmai ce a început meciul la Brawl Ball cu Tatăl Strict, așa că haideți să vedem dacă va face ce i-am zis și dacă a înțeles. Hai să vedem. Văd că el îmi dă mingea mie, dar haide Tatăl Strict. Hai să vedem, bă, alo, alo. De ce mă, bă, ce mă, mă împietrește, ok. Hai să vedem, bă, că el țope cu Dynamax, se distrează Tatăl ăsta Strict. Hai să vedem dacă a înțeles. Ia să vedem cum face. Ci? Ok, nu i-a reușit din prima totuși. Dar hai să vedem, hai să vedem. Tot ceva de genul ăsta trebuie să facă. Ceva de genul acesta. Dar nu i-a reușit din prima. Ce face Tatăl Strict? Ok, pare că nu prea înțeles sau nu înțeleg ce vrea să facă Tatăl ăsta Strict. Ok, wow, nu cred. Pur și simplu, ok, se pare că a înțeles, doar că din păcate mingea nu a intrat în poartă, ci s-a oprit pur și simplu în fața porții. Hai să vedem totuși dacă mai încearcă și ce vrea să facă. Hai să vedem. Poate reușește acum. Ok, mingea nu vrea să intre pur și simplu în poartă. Ia, mai face un trick, ce face? Ia. Și-a mai făcut unul, dar... Oh! Și până la urmă da gol, deci până la urmă tricului îi reușește. Așa că se pare că a înțeles cum să trebuie acum. Ai 1v1 cu Tatăl Strict și... Ți-ai comite, mă, Tatăl Strict, că-ți voi da gol chiar acum și mai fac și un trick, iau-te. Păi vezi, bă, că-s mai bun. Ulu, ei, băi, alo, Tatăl Strict, ia stai așa de un pic. Ia stai cu minte tu, ia stai tu cu... Oh. Băi, l-am bătut pe Tatăl Strict din nou. Păi cum să nu-l bat eu, mă, pe Tatăl... Adică gândiți-vă un pic. Cum să nu-l bat pe Tatăl Strict? Adică pe bune acum. Și îmi zice, ești noob, ia vedeți. Ok, l-am învățat câteva chestii pe Tatăl Strict. Mai exact un trick pe Brawl Ball și cum să se ferească de brawler. Așa că cred că e de ajuns pentru început. Îl vom mai învăța pe parcurs și o să mai învețe și el pe parcurs. Așa că scrieți în comentarii dacă mai doriți videoclipul cu Tatăl ăsta Strict și dacă mai vreți să-l învățăm și dacă mai vreți challenge-ul Tatăl Strict pe Brawl Stars și oricum de chestii. Și ce, mă, Tatăl Strict? Hai să mai jucăm o dată Brawl Ball, încă un 1v1, pentru că lui Tatăl Strict îi plac 1v1-ul. Cred că lui îi place să câștig, îi place să piardă, adică... Da, ok, nu. Noi ne vedem data viitoare, pa, pa!